Calul Năzdrăvan. A fost odată ca niciodată. A fost odată un moș care avea 3 feciori. Celui mai mic dintre ei îi spuneau toți Ivanușca Prostănacu. Și moșul acela a semănat într-un an niște grâu. Grâul a crescut tare frumos. Numai că se înnădise cineva care îl strivea și îl călca în picioare. Atunci moșul le-a zis feciorilor: dragii mei feciori, să stați de pază cu rândul fiecare dintre voi noapte de noapte, ca să păziți și să mi-l prindeți pe hoț. Veni noaptea din tâi. Cel mai mare dintre feciori se duse să păzească grâul, dar i se făcu somn. Și atunci se furișă în șura cu fân și dormi până dimineața. Când se întoarse acasă a doua zi în zori, zise: n-am închis ochii toată noaptea, am păzit grâul. Am înghețat bocnă, dar n-am văzut niciun hoț. În cea de-a doua noapte se duse feciorul cel mijlociu și dormi până dimineața în șura cu fân. În cea de-a treia noapte veni rândul lui Ivanușca Prostănacul să se ducă la păzit. El își puse în sân o plăcintă, luă o funie și plecă. Îndată ce ajunse în câmp, se așeză pe un pietroi. Ședea, nu dormea, din plăcintă molfăia și aștepta hoțul. Chiar la miezul nopții se năpusti pe ogorul cu grâu un cal. Părul calului, un fir de aur și altul de argint. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Și calul acesta a început să mănânce grâul. Drept e că mai mult îl călca în picioare decât îl mânca. Ivanușca se apropie tiptil de cal și dintr-o mișcare dibace îi aruncă funia pe după gât. Se smuci calul din toate puterile, dar degeaba. În vremea asta Ivanușca îi se săltă ușurel în spinare și se prinse zdravăn de coamă. Calul începu să alerge nebunește peste câmpuri. Alergă și tot alergă, dar nu izbuti să-l trântească pe călăreț. Atunci încercă să-l înduplece cu binișorul pe Ivanușca. Dă-mi drumul, Ivanușca, lasă-mă slobod, că eu, drept răsplată, făgăduiesc să-ți fac un mare bine. Fie, zise Ivanușca, de dat dau eu drumul, dar după aceea cum o să te mai găsesc? Păi să ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, să fluier de 3 ori voinicește și să strigi desrușit, vitejește: calule Năzdrăvanule, roibule viteazule, te așterne în față-mi de grabă, ca frunza căzută în iarbă, și eu voi fi acolo. Ivanușca îi dădu drumul calului, după ce mai întâi îl puse să făgăduiască cum că niciodată nu va mai mânca și nici nu va mai călca în picioare grâul. În zorii zilei veni și Ivanușca acasă. Ei, ce-ai văzut, pe unde ai fost? Îl întrebară frații lui. Păi, am prins un cal, le răspunse Ivanușca. Părul calului, un fir de aur și altul de argint. Și unde-i calul acela? Păi mi-a făgăduit că nu mai intră în grâu și atunci i-am dat drumul. Frații nu-i dădură crezare lui Ivanușca și râseră de el pe săturate. Numai că chiar din noaptea aceea nimeni nu se mai atinse de grâul lor. Nu mult după întâmplarea aceasta, țarul trimise soli în toate orașele, în toate târgurile, în toate satele, să facă știută tuturor această chemare.
să se adune boierii și curtenii, negustorii și țăranii de rând, ca să se înfățișeze prea frumoase Elena, fiica a țarului. Țarevna Elena se va afla într-un turn înalt, în dreptul ferestruicii acestuia. Cel ce va izbuti să se salte călare pe calul său până la odrasla țarului și va lua inelul de aur din degetul acesteia, aceluia îi va fi soție. Și iată că în ziua arătată încep și frații mai mari să se pregătească de plecare la palatul țarului, nu pentru a încerca să se salte până la fereastra turnului, ci doar să-i privească pe ceilalți avântându-se, iar Ivanușca prostănacul prinse să se roage de ei. Scumpii mei frățiori, rogu-vă, dați-mi și mie un căluț cât de mic, să merg și eu să o văd pe prea frumoasa țarevnă. Cum să te duci tu, prostănacule? Vrei să aibă lumea de cine râde? Mai bine șezi colea pe vatră și joacă-te în cenușă. Cei doi frați plecară, iar Ivanușca le zise soțiilor acestora: dați-mi un paneraș, să fac și eu măcar o treabă, să mă duc în pădure să culeg ciuperci. Luă panerașul și se duse chipurile să culeagă ciuperci. Ieși Ivanușca în câmpia mare, liberă din zare în zare, și, aruncând panerașul sub o tufă, fluieră de trei ori voinicește și strigă desrușit vitejește: calule năzdrăvanule, roibule viteazule, te-așterne în față-mi de grabă, ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața feciorului: care ți-e porunca, Ivanușca? Vreau să merg să o văd pe fiica țarului, pe prea frumoasa Elena, a răspuns Ivanușca. Prea bine, strecoară-te în urechea mea dreaptă și ieși prin cea stângă. S-a strecurat Ivanușca în urechea dreaptă, a ieșit prin urechea stângă a calului și s-a prefăcut într-un voinic falnic și chipeș, cum n-ai putea nici cu gândul să gândești, nici în vis să închipuiești, nici în povești să-l găsești, nici cu pana să-l zugrăvești. A încălecat calul năzdrăvan și a pornit la galop drept spre oraș. Pe drum își ajunse din urmă frații, trecu în goană pe lângă ei și le-o luă înainte, acoperindu-i cu nori de praf. Ținând-o tot într-un galop, Ivanușca a ajuns în piața orașului, chiar lângă palatul țarului. Și ce să vadă, se adunase acolo lume câtă frunză și iarbă, iar în turnul cel înalt, la fereastră, ședea țarevna, prea frumoasa Elena. Inelul din degetul ei strălucea, deci lua ochii, era neprețuit, iar țarevna frumoasă ca o zână. Cu toții o priveau, dar să se salte până la ea nu se încumeta niciunul. N-aveau chef să-și frângă gâtul. Și atunci Ivanușca îmboldi cu călcâiele calul năzdrăvan. Calul fornăi, necheză, se săltă și ajunse sus. Doar trei bârne mai erau până la fereastra țarevnei. Mare fumirarea celor de față, dar Ivanușca întoarse calul și se făcu nevăzut. Oamenii strigau într-un glas: cine era? Cine era? Însă pe Ivanușca parcă înghițise pământul. Văzuseră cu toții de unde venise.
dar n-a văzut nimeni încotro plecase. Acum, după ce-i gonise din răsputeri, Ivanușca ajunse în câmpia mare, coborâ de pe cal, i se strecură în urechea stângă, ieși prin urechea dreaptă și se prefăcu din nou în Ivanușca prostănacul. I-a dat drumul calului năzdrăvan, a cules din pădure un paneraș plin cu ciuperci otrăvitoare și l-a dus acasă. Ia uitați-vă ce ciuperci bune am adus! Soțiile fraților l-au luat la rost pe Ivan. Astea-s ciuperci bune, prostănacule, să le mănânci tu singur. Ivanușca a zâmbit, s-a suit pe vatră și s-a așezat acolo. Îndată ce s-au întors acasă, frații au pornit să le povestească soțiilor ce văzuseră în oraș. Dacă ați fi fost acolo, dragele noastre, să fi văzut ce mândrețe de voinichi s-a înfățișat țarului. De când suntem pe lume n-am auzit de unul ca el. Și când s-a săltat odată cu calul, a ajuns sus. Doar 3 bârne mai erau până la fereastra țaremnei. Ivanușca, cum stătea culcat pe vatră și zâmbea, zise: scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Cum era să fii tu, prostănacule? Șezi acolo pe vatră și prinde muște. A doua zi, frații mai mari au plecat din nou la oraș, iar Ivanușca a luat panerașul și s-a dus după ciuperci. Ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, și aruncând panerașul, fluieră de 3 ori voinicește și strigă deslușit vitejește: calule năzdrăvanule, roibule viteazule, te așterne în față-mi de grabă, ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața lui Ivanușca. Ivanușca se strecură în urechea dreaptă, ieși prin urechea stângă a calului năzdrăvan și se prefăcu în voinicul voinicilor. Încălecă și goni la palat. În piață ce să vadă? Se adunase și mai multă lume decât prima dată. Cu toții se minunau și se desfătau privind-o pe țaremna, dar să se salte până la ea nu-i trecea niciunuia prin minte, că doar cine ar fi avut chef să-și frângă gâtul. Și atunci Ivanușca își îmboldi calul cu călcăiele. Calul năzdrăvan necheză și ajunse sus, doar 2 bârne mai erau până la fereastra țarepnei. Ivanușca își întoarse calul năzdrăvan și pe dată dispăru. Văzuseră cu toții de unde venise, dar n-a văzut nimeni încotro plecase, iar Ivanușca se și afla în câmpia mare. I-a dat drumul calului năzdrăvan, iar el s-a dus acasă. S-a suit pe vatră, s-a așezat acolo și a început să-și aștepte frații. Când s-au întors acasă, frații au povestit: dragele noastre, iar a venit mândrețea aceea de voinic. Doar 2 bârne mai avea până la fereastra țarevnei. Iar Ivanușca iar zice către ei: scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Stai cu minte, prostănacule, și nu te băga în vorbă. A treia zi, frații se pregăteau să plece iar, când Ivanușca le-a zis: dați-mi măcar un căluț mai prost, să merg și eu cu voi. Stai acasă, prostănacule, numai tu lipsești acolo. Ziseră asta și plecară.
Ivanușca ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, fluieră de trei ori voinicește și strigă desrușit vitejește. Calule năzdrăvanule, roibule viteazule, te așterne în față-mi de grabă, ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața lui Ivanușca. Ivanușca se strecură în urechea dreaptă și ieși prin urechea stângă a calului. Se prefăcu în voinicul voinicilor și goni la palatul țarului. Se năpusti în galop până lângă turnul cel înalt, dădu bice calului. Calul năzdrăvan necheză mai tare decât înainte, izbi pământul cu copitele, se săltă și ajunse la fereastră. Ivanușca sărută buzele roșii ca sângele ale țarevnei, îi scoase din deget inelul de preț și dispăru în goana mare. Pe loc începură cu toții să strige, să țipe și să dea din mâini. Prindeți-l, puneți mâna pe el! Dar pe Ivanușca parcă înghițise pământul. Doar cât l-au zărit și dus a fost. Iar el i-a dat drumul calului și a venit acasă. Avea o mână legată cu o cârpă. Dar ce-ai pățit, mă rog? L-au întrebat cumnatele lui. Păi căutam ciuperci și m-am înțepat într-un ciot. Și se urcă pe vatră. Când s-au întors frații, au început să povestească ce și cum a fost. Dragele noastre, de data asta voinicul acela, când s-a săltat odată, a ajuns până la țarevnă, a sărutat-o pe buze și a scos inelul din deget. Ivanușca, ghemuit pe după horn cum era, o ținea una și bună. Scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Stai cu minte, prostănacule, nu mai trâncănii degeaba. Chiar atunci lui Ivanușca îi trecu prin minte să se mai uite odată la inelul cel scump al țarevnei. Abia apucă să-și scoată cârpa, că toată izba fu năpădită de lumină. Astâmpără-te, prostănacule, nu te mai juca cu focul! Au strigat frații lui. Ce, vrei să dai foc izbei? Cred că e timpul să te alungăm de acasă. Ivanușca n-a zis nimic, doar și-a înfășurat mâna cu inelul din nou în cârpă. Peste trei zile țarul trimise o nouă chemare, cum că trebuie să se adune de la mic la mare tot poporul împărăției la palat, la un ospăț, și că nimeni să nu cuteze a rămâne acasă. Cine va nesocoti ospățul țarului, o să-i sereteze capul. N-au mai avut încotro cei doi frați, au trebuit să-l ia la ospăț și pe Ivanușca prostănacul. Veniră, se așezară la mesele din lemn de stejar acoperite cu fețe înflorate, stătură să mănânce, să bea și să vorbească de una, de alta, iar Ivanușca s-a furișat pe cuptor și stătea acolo într-un colțișor. Prea frumoasa Elena trecea pe rând de la un musafir la altul și îmbia pe toți cu vin și mied, iar în vremea asta îl cerceta cu privirea pe fiecare. Nu cumva are pe deget inelul ei cel scump? Numai că nu-și văzu inelul la nimeni. Tot trecând așa de la unul la altul, ajunse și la ultimul oaspete, la Ivanușca. El ședea ghemuit după sobă, avea pe el o hăinuță ponosită și niște opinci găurite, iar o mână și-o ținea legată cu o cârpă. Privindu-l, frații își ziceau,
Ia te uită, țarevna îl cinstește cu vin pe Ivașca al nostru. Iar țarevna, după ce îl întinse lui Ivanușca paharul, îl întrebă: spune-mi, voinicule, de ce ți-e mâna legată? Am fost la pădure să culeg ciuperci și m-am înțepat într-un ciot. Ia desfă legătura, să văd și eu ce ai. Ivanușca își scoase cârpa și pe degetul lui începu să strălucească și să scânteieze inelul țarevnei. Țarevna se bucură nespus, îl luă de mână pe Ivanușca, îl duse în fața tatălui său și zise: uite, tată, mi-am găsit mirele. L-au îmbăiat, l-au pieptănat, l-au îmbrăcat pe Ivanușca, care de acum înainte nu mai era Ivanușca prostănacul, ci voinicul voinicilor, așa că nici nu-l mai puteai recunoaște. Dar cine mai stătea să le lămurească, să le tălmăcească pe toate? Un lucru e știut însă, că odată cu ospățul plin de veselie, porniră să sărbătorească și nunta. La ospățul acela și eu am petrecut, vin și mie d-am tot băut, pe mustăți mi se prelingea, dar în gură nu-mi nimerea.